Studenți, dar și credincioși din Iași au participat astăzi la Sfânta Liturghie la Paraclisul Mitropolitan Sfânta Parascheva Metocul Maicilor. Slujba a fost oficiată aici de preasfințitul părinte Nichifor Botoșoneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Dacă suntem atenți doar la agonisirea celor materiale, a spus ierarhul în cuvântul său, riscăm să ratăm întâlnirea cu Dumnezeu. Domnule vorbește despre riscul de a rata întâlnirea cu Dumnezeu în această viață și prin multă hărnicie și prin multă bogăție, așa cum o putem rata și prin sărăcie și trândăvie și nepăsare. A fi bogat și a-ți aduna avuția înseamnă și o înțelegere de chivernisire și de hărnicie. Sunt bogați care își pot risipi toate cele agonisite în scurt timp, precum a făcut să fiu risipitor. A fi atent la cele ce ți le-a dăruit, Domnul în această viață înseamnă a și prețui bogăția și lucrarea pe care Domnul ți-a pus-o înainte. A învățat să fii cinstitor față de ea. Dar atunci când viața noastră înseamnă doar atenție la agonisitele pe care le putem avea, fie intelectuale, fie materiale, fie cinstirea acestei lumi, atunci riscăm să pierdem și să ratăm întâlnirea cu Dumnezeul cel viu. Lăcașul de cult este situat în centrul municipiului Iași, pe strada Pasajul Maxim Gorchi numărul 1, în spațiul dintre Bulevardul Independenței și strada Alexandru Lăpușneanu. Biserica este paraclis metropolitan din anul 2015 și reprezintă locul de întâlnire al multor tineri și studenți din oraș.